Alo, bună ziua. Ce urgență aveți? Doamne, să știți că mi s-a îmbolnăvit un cocoș și două puicuțe. Puteți să chemați în salvare? Da, vă chemăm ambulanța veterinare. Auzi? Dacă am trei căi bolnave, voi veniți la ele, la intervenție? Veniți, da? Cu ambulanța. Se face și resuscitare? Le faceți, da? Dar v-a dat și aviz interjudețean. Băbăș, v-a dat și interjudețeanul. Și asta e omologată mașina, da? Să cărați păsări. Bun? Și asta e problema noastră. Înțelegi? V-a oprit poliția. Aștia de aici. Dar voi nu vă duceți în Ilfov? Până acolo mergem după voi. Da, mă, vrem să vedem cum resuscitați voi păsările. Da? Păi voi le luați și le vindeți, mă. Nu le vindeți. Păi voi ați mai venit, pentru că sunt camerele. Voi ați mai venit la Bogu. Cum? A, da, ei sunt de la rutier, vă 250 de lei și atât, înțelegeți? Înțelegeți? Dar... Mă, nu te insult. Păi văd cum mă judeci tot atâta, ești agresiv față de mine. Nu, dar e agresiv deja. Ia uite, avem și martori. Uite poliție. Depui. Depune plângere, tată. Fă poză la mașină, filmează-mă. Fii atent, îi dă Brăila 99, PMS, adică poliția mănâncă salvarea. Gata, mă, i-ai făcut, da? Păi vin după voi, mă. Bă, că tot ești tu așa, că ești, sunt agresiv. Păi vin după, să văd unde duceți voi, pacienții. Acasă-i duc, frate, la mata. La mine? Eu sunt șmecher, dar tu ești șmecher? Cum? Eu sunt papagal? Dar tu ce ești? Nu, tu ești un om normal. O să te vadă lumea? Dar fii atent, o să dai tu la poliție cu subsemnatul și amendă. Te doare la bască, da. Dar și pe mine, eu nu mai pot de tine. Hai, dă-te jos, hai, dă-te jos. Hai, dă-te jos, mă! Hai, mă, dă-te jos, viteazule! Ce tupeu ai? Nu vreau! Da, mă! Ei, pentru chestia asta, merg cu tine până în poartă la tine. Cam motorină, fii atent, e plin. Da? Păi fii atent că tu mai treci prin alte județe și sună la poliție iară. Cum? Da, mă, da, uite, da, aici, uite. Alo! Ambulanța! Ambulanța! Cotcodacu! Ia uite ce tupeu au pe ei! Dragii mei, până și cu ambulanța să cară pasărea! Adică dacă vezi mașina asta pe stradă, băi, e ambulanță, tate! Dacă mă și spală, e ambulanță, tate! Ia uitați-i! Deci oamenii sunt obligați să cheme DSVSA-ul! Să cheme DSVSA-ul! Și nu-i cheamă! I-a dat o sancțiune micuță! Aute ce să... De ce-i strâng chestiile astea? Nu vă filmez eu alea. Le-a dat 150 de lei și avertisment. Vă dați seama, oamenii aceștia îl protejează sau ce se întâmplă? Domnilor, nu-i 150 de lei sancțiune? Ia să vedem. Chemează SVSA-ul. Nu. 1500 de lei. Nu, 1500 de lei. Trebuie să chemați de SVSA, e 7000 de lei. Am solicitat prin dispecerea să vină. Domnule, e 7000 de lei până la 10800. Da, îi favorizați. Colegul din dispecerat am transmis lucrul ăsta să vină, da. Și de SVSA care spuneți noastră să vină, da. De SVSA să vină. Fața corect. Deci la ceea ce n-au avizi interjudețean. La ceea ce ne-a solicitat dumneavoastră. Da. Da. Noi am căutat și am luat măsurile legale, da. De vedere care. Dar să nu le dați drum să vină de SVSA-ul. Deci eu am luat o măsură legală, domnul Băgeanu. Sunteți obligați să chemați de SVSA-ul. În procesul meu verbal am făcut lucrul ăsta. Da. Iar eu în procesul meu verbal am specificat cât pui sunt. Da. Da? Și în baza la documentul meu, dacă cineva vrea să se sesizeze, o poate face. Nu este adevărat, dragii mei. Deci, oamenii protejează, trebuie să cheme, au obligația să cheme. Are un... Nu este adevărat, aveți camerei favorizați, aveți obligația pentru că medic veterinar trebuie să iese de serviciu, să vină, să... Nu aveți pe competență, atenție! Da, 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 da. Deci în momentul în care am făcut
reacționat pentru prima dată, v-am zis, în momentul în care autoturismul sau autoutilitarea să pune mișcare, voi lua măsurile legale. N-ați chemat de SVSA-ul, așa spune? Deci am făcut lucrul ăsta prin IPJ-ul Slobozia a chemat de SVSA-ul. A dat 7.000 de lei. Domnul Geana, da. Deci prin colegul meu din dispecerat am discutat și eu zis că va face lucrul ăsta. Mai mult dintre atât. Okay. Deci dumneavoastră, dacă ați plecat, nu mai vine de SVSA-ul. Deci, dacă ați plecat. Dacă dumneavoastră considerați că noi nu ne-am făcut treaba... Deci dacă dumnealor pleacă fără de SVSA, nu v-ați făcut treaba. N-aveți pe competență dumneavoastră, decât atât. Atât. În rest nu. Dar n-aveți ordinul 14. Da, așa este. Ordinul 14. Corect. Protocol. Da, da. Dragii mei, vorbim de inspectoratul de poliție Vaslui. Agentul de poliție nu are pe competență, are obligația să cheme DSVSA-ul. Oamenii aceștia trebuie să-și iau o sancțiune foarte mare, peste 7.000 de lei. Mașina nu este autorizată. Oamenii recunosc că fac evaziune fiscală și că vând pui. Oamenii își dau aviz interjudețean. Mașina nu este dezinfectată. Auzi, punerea în trafic, gata, au scăpat cu 1.500 de lei, minim, 150 de lei. Vor să plătească. La dat avertisment? Contravențională, 1.500 de lei cu 720 de lei, deci avea de achiziție. 720 de lei. Vă dați seama, n-au aviz interjudețean. Da, dumneavoastră, în calitate de conducător auto, sau, nu aveți, da, nu aveți autoritate. Să vedem dacă înregistrează puii la medicul veterinar. Ei spun că vând puii. Dragii mei, riscul epidemiologic, uitați, le dă drumul, clar. De ce se întâmplă la Bogoș? Foarte, ei sunt... Le dați o cafea? 750 de lei, le dați o cafea? Vorbește-mă, omule, stau de la distanță. Omul i-a favorizat, polițistul i-a favorizat. În loc să cheme de SVSA-ul, i-a dat 750 de lei, a plecat cu puii. Da, nu plecați până vă verificați documentele, condițiile în care nu aveți un document, ne ziceți. Deci transportul de animale, de păsări, vii și nu aveți autorizație de transport, ca să știți. Nu numai asta, domnul meu. Da? Avizul interjudețean, îl are? Cereți avizul interjudețean. Nu are avizul interjudețean. Domnule, n-aveți pe competență, ne rugăm de polițist. Dragii mei, uitați cum îl favorizează. Domnul stângă sau de la DNA, uitați, polițistul care a fost la DNA și domnul spunea că dumneavoastră, uitați, îl favorizează. Atenție, vă fac plângere la DNA, clar. Polițiștilor, fiți profesioniști. De 750 de lei amendă și poate să plece. Atenție, poate să plece. Gata. Urcați-vă la volan și continuați-vă deplasarea. Deci l-ați favorizat. Nu ați chemat de SVSA-ul. Polițist care favorizează. Uitați, dragii mei, acuzăm polițistul care favorizează. Are obligația să cheme de SVSA-ul, să nu-i dea drumul. Are obligația polițistul, da? Îl acuz că nu are pe competențe. Decât atât, încalcă ordinul 14, oamenii. Nu trebuia să-i dea drumul. Uitați cum îl favorizează. Echipaj de poliție, vorbim de poliția română, vorbim de acești polițiști. Le-au dat drumul o mașinuță, 750 omul nici nu... Deci, oamenii aceștia fac evaziune fiscală în fiecare zi, iau de reacția lor. Le-au dat drumul. Domnilor, vă acuz, dumneavoastră nu aveți pe competență, i-ați favorizat, vă purtați abuziv și faceți abuz în serviciu. Faceți favorizare, nu aveți pe competență. Na, degeaba. Ordinul 14, per 2014, al președintelui DSVSA din România, ANSVSA, spune clar, nu avem pe competență, nu au foie să le dea drumul până nu vine medicul veterinar specializat pe competență să înumere pui, să vadă documentele. N-au numărat, cum, de unde a numărat pui polițistul? Dar n-avea pe competență. I-a dat 750 de lei. Da? Păi o să vă fac plângere penală. Da? Uitați-i!
Deci agenții de poliție, pur și simplu, pur și simplu agenții de poliție i-a favorizat, dragii mei, avea obligat echipaj de poliție care a favorizat primul, prima, deci la toți le-a făcut așa ceva. Trebuiau să cheme DSVSA-ul și ambulanța. Cod-codacul, care el vinde pui. Uitați-vă la roțile lor, da? Uitați-vă la mașina, starea tehnică, la anvelope, cât de uzate sunt. Ia uitați-vă, cât de uzate sunt, da? Coli, oamenii aceștia, de ce? Pentru că este Bogoș. Ia uite, altă mașină, uite, altă mașină. Neamț 12 DSD. Altă mașină, altă mașină. Altă mașină, domnule, altă mașină, neamț 12, neamțul, uitați, altă mașină, uitați cum îi favorizează, altă mașină, trebuia să anunțe colegul pe alții, da? A trecut și cu ușa deschisă. Deci, oamenii, omul acesta, Bogoș, este favorizat de poliție, de poliția Vaslui. Poliția Vaslui favorizează, uitați-i polițiști, a mai trecut o mașină. N-au aviz interjudețean, n-are cum să-i dea la o mașină neautorizată, nu-i dezinfectată, intrând acolo la fermă. A trecut o mașină de neamț, domnilor, de ce n-ați oprit-o și pe aceea? Stați în mașină la căldură, vorbiți cu șefii. În România, dacă observați, o parte dintre polițiști stau de vorbă la telefon ce-i spune împăratul lui, șeful lui ce-i spune. Domnule Mirițescu, fostul comandant al Inspectoratului de Poliție Prahova, domnule Chestor, știu că sunteți un profesionist și nu o să tolerați așa ceva. Oamenii aceștia n-au pe competență. Ați văzut, a trecut altă mașină. Domnule, cu ambulanța veterinară cumpără păsări și Bogoș este favorizat de acești oameni. Și le dă doar pe competență, doar pe competența lor. N-au chemat. A luat 210 pui, da? 210 pui pe aviz de însoțire marfă. Aviz de însoțire marfă. Pui, luat 210 bucăți. Da. Citeam și eu. Deci când ei au ceva de ascuns, eu nu filmez datele cu caracter personal. Sunteți prea cinstiți. Sunteți prea cinstiți. Eu cunosc destul de bine ce înseamnă GDPR-ul. Nu vă faceți datoria. Vă facem plângeri penale pentru că îl favorizați pe Bogoș. Mașinile acestea n-au voie ce să caute în această firmă la Bogoș. Oamenii au spus de la început și cei care cumpără pui de aici trebuie să cumpărăm, să vindem. Și ca să trăim, Bogoș ne-a declarat prin telefon că face și evaziune fiscală, nu le interesează, cu acte, fără acte, el vinde. Avem dovada, convorbirea telefonică cu el. Cine îl favorizează? Acești doi polițiști n-au pe competență ordinul 14 din 2014. Alergăm toată ziua, foarte greu au venit. De ce? Am vorbit cu un comisar de la Direcția Generală de Poliție, la IGPR, la Inspectoratul General de Poliție, pentru că am sunat la IPJ Vaslui și n-au răspuns. Și dacă au răspuns ultima dată, pentru că am sunat prin IGPR, am vorbit cu IGPR, oamenii nu au venit, atenție, decât după ce am vorbit cu un mare, mare profesionist de la IGPR, cărăm puii și găinile cu ambulanța. O ambulanță care, anvelopele sunt uzate, totul e în regulă. O ambulanță care cocoș, găini. Cum au numărat oamenii aceștia, pui? Mașinile trec de la Bogoș. Trebuiau să dea drumul la cameră. Uite, de când am venit, stă de vorbă cu șeful, cu împăratul. Stă de vorbă la telefon cu împăratul. În loc să stea să vadă că mai vin încă două mașini, împăratule, șefule, ce facem? Că aici este Bogoș, aici sunt bani mulți și a venit unul să filmeze. Îi acuzăm pe acești polițiști, n-au pe competență, trebuia să cheme DSVSA-ul. Astăzi au mințit către IGPR, polițistul șef de la comuna
banca că nu se confirmă ce am dat eu. Că s-au dus cu o vitanjă, nu știu cum l-am mințit pe comisar de la IGPR. Convorbirile telefonice sunt înregistrate, ce a spus comisarul. Mincinosul de polițist, marele șef de post de la Comuna Banca, a mințit IGPR-ul. Vă dați seama că nu se confirmă apelul. Și n-au vrut să mai vină. I-am spus comisarului, trimite omule mașină de poliție și să vină și cei de la DSVSA. Au venit toți să mirau. Vai, se mirau. Se mirau. Aviz de însoțire mărfă, da? Ia uite, da? Vă dați seama? Să mirau. Deci de când am venit aici, de s-a confirmat. I-am filmat mincinosule de la Comuna Banca. De când am venit, ia uitați-vă, stă la telefon. Ce îi spune omul politic cumva? Ce îi spune șeful lui? Ce îi spune omului? Noi am jurat credință, am jurat să apărăm cetățeanul, să vă protejăm. Cu telefonul la ureche. Păi să vedeți câte mașini mai trec pe lângă ei, da? Da? Domnilor, vreți găini și pui? Ei n-au pe competențe să numere puii. Ei n-au pe competențe să ceară atestatul profesional al celor care transportă puii. O firmă, nu, uitați, uite, domnule, altă mașină. N-are nicio treabă. Ia uite-o. Altă mașină cu pui. Au anvelopele uzate. Uite, domnule, altă mașină cu pui. N-au ei treabă. Anvelopele uzate. Oamenii aceștia îi favorizează. De ce? Da. Ia. Nici nu-i citește. Ia, îi citește. Nu-i citește, semnează. De ce? Bă, ai scăpat cu atât. Domnule Mirițescu, domnule Chestor, camerele astea când se bagă la încărcat, trageți-i la răspundere. Omul n-are competență. Îi favorizează, uitați cum îi favorizează. Omul n-are competență, agentul de poliție. Trebuie să cheme DSVSA-ul. Gata, liber. Liber. Ia uitați, domnule, ce anvelope uzate au. V-ați făcut treaba. Ia uitați, oamenii care îi favorizează. A stat de vorbă la telefon de când a venit și au mai trecut încă 3 mașini. De ce? S-au spălat pe mâini. Ia uitați, ia, acum începe revenge-ul. Începe revenge-ul, să vedeți. Noi cetățenii suntem persecutați de către... Domnule, sunteți un polițist cinstit. N-aveți pe competențe, de ce n-ați chemat DSVSA-ul? Alți polițiști au chemat DSVSA-ul? Domnule, cum nu vă este rușine, a plecat cu ăla cu ambulanța. Este bine. Uite ambulanța. Mâine, păi mâine o să vedem și mașinile astea cu cocoș. Da? Ia fiți atenți. El acum nu-și pune centura, pentru că e în misiune. Oh, da. Da. Ne merităm soarta. Frați români, nu veniți acasă. Nu veniți acasă. Nu credeam că e acest inspectorat de poliție, v-ați lui? O să fie așa de profesioniști. Foarte greu. N-au venit niciodată, că prin IGPR au venit. Forțați! Filmează. Da. Dumneavoastră sunteți medicul. Uitați cum este autorizată mașina. Aviți-i? Nu apare în listă. Adică lista NSV-ului. 10.800 este amenda, doamnă, avem comunicat de presă, omul care documentul să se constate, da. Nu există, nu apare în listă, nu protejați. Sau, da, sau dacă are pentru 50 de km. Are pentru 50 de km. Sau poate să fie un fals. Ce tip de pasăre are? Depășesc cu 30. Nu apare în listă, doamnă, mașina. Nu
deci nu apare în tabel, doamne, am verificat atunci. Diferența apare și în înscrisuri acolo. În certificatul de sănătate scrie, apare doar două scrisuri diferite, să vezi. Două scrisuri diferite. Antetul medicului lipsește. Antetul medicului. Uitați. Dar pe ce distanță? Dar nu apare în sistem. Pe ce, și pe ce distanță trebuie să fie? Dacă e valabil, în primul rând. Și distanța? Că se eliberează pe scurte durată, 50 de kilometri. Persoană fizică autorizată. Exploatație autorizată. Și într-adevăr, asta nu trebuie vizată niciodată. Deci asta doar dacă se modifică ceva din condiții, vedeți cum scrie și aici, atunci trebuie să apară în listă mașina. Numirea, dacă ai alt pe site-ul ANSVSA-ului, da. Pe ce distanță? Că ordinul 14 din 2014 prevede pe distanțe de 50 de kilometri. Până la 65 sau până la bravo! 65. Și vedeți dumneavoastră de unde a încărcat și unde e domiciliul, unde duce. Da. Aici e rolul medicului oficial al dumneavoastră. Și va duce la Bacău. Aviz interjudețean lipsește. Actul de dezinfecție al mașinii. Certificatul de competență, doamna doctor, se sancționează. E un cumul de 4 încălcări. Adică 10.800 lei. Asta este amenda. Avem comunicat de presă. Noi facem plângere împotriva medicilor, deci, care nu dau această sancțiune. Ordinul 14 din 2014 al președintelui dumneavoastră stipulează aceste sancțiuni. Deci nu alertăm atâtea autorități nu dacă... Asta. Ca să vedeți asta. V-a păcălit. Da, da, da. Vă păcălește. Deci, da, doamnă, da, da, domnul, da, domnul, da, domnul agent, da, domnul inspector de poliție. Listă, să vedeți că numărul mașinii pe site-ul, deci noi avem dovezi. Altfel nu vă solicităm mai. Sunteți de acord cu noi că pe site apar numerele? Și e distanță de 65 de kilometri, da. Păi, și dumneavoastră unde ați găsit? Unde ați găsit? De unde a încărcat și unde e domiciliul? Aveți obligația să numărați păsările, doamne, conform ordinului 14. Să numărați păsările. Aveți obligația. Dacă nu faceți chestia aceasta, ne vom îndrepta pe comunismul apare în sistem, dar a încercat să păsărească pe conformul politic, care a fost incident și a cunoscut dânsul. Că el a dus. Auzi că are autorizație sanitară? Cu atât mai grav fiind autorizat sanitar, trebuie să aibă celelalte documente. Cu atât mai grav. Se pedepsește mai grav, pentru că persoana fizică se sancționează cu un quantum, persoana care e autorizată deja e dublă amendă. Deci ordinul 4. Medicul veterinar trebuie să facă adresă către DSVSA acelui de unde are el omologul, numele, da? Omologul. De unde a încărcat și omologul, și omologului unde corect, duce, în județul unde duce. Pentru el, pentru el, la încalcă legea. Dacă poate spune câte sunt într-o ladă, ori numărul de lăzi, aflați că încălcă. Un oficial al statului. Ba da, sunteți medic oficial dumneavoastră, nu medicul. Geana m-am vedea,
Nu, domnul, domnul director, domnul director Modrogan știe. De 200 de lei valoarea unei lăzi. Cine își permite să achiziționeze atâtea lăzi, să transporte o dată pe an? 38 de lăzi. Că dacă se numără lăzilor 10, trebuie să fie 380. Dacă se reflectă... Nu, pentru consumul propriu nu e 380, n-ai voie. Nu, e 350 și se sancționează. Se sancționează. Doamna doctor. Ordinul 14 prevede maximum 350 de capete. Dar cum spunea că le-a pentru consumul propriu. Doamne, 350 pentru consumul propriu. Maximum, dumneavoastră știți, cunoașteți legea. Da. Nu încercați, că noi nu avem nimic cu dumneavoastră. Puteți să vă filmăm, sunteți angajatul statului. Faceți-vă datoria, aveți obligația să dați și la DSVSA. Deci legea prevede 350. Actul de dezinfecție al mașinii. Obligatoriu. Dezinfecție, dezinfecție, deratizare. Sunt obligat să aibă actele. Avizul interjudețean. Avizul interjudețean. Avizul interjudețean avea Consiliul de Ană. Acolo sunt două culori scrise pe certificat. Da. Sunt două culori pe certificat, doamnă. Sunt două înscrisuri, domnul Părăs. Atenție la axul, nu-i datele. Sunt două culori pe certificat, doamnă, două culori diferite. Da, 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 atenție mare. Da. Acolo e un fals. Deci certificatul s-a... Acum la polițiști. Mergi la polițiști și fii că e fals. Da. Acum e de datoria polițiștilor. Domnul, acum adresez ofițerul de poliție. Da? Certificatul acela de sănătate este eliberat în fals. E în fals. Sunt două, sunt două. Da. Seria numărului. Perfect, perfect, domnule. Așa e. O să constatați ceea ce vă spunem. Bravo. O să vedeți că uitați, nu găsim în listă. Iată-te-mă un pic. Uitați, nu găsim. Autoritatea națională spune exact cum intrați dumneavoastră. Nu minți. Cine are permis de conducere? Dumneata minți. Ai încercat să duci în eroare, să minți pe domnul polițist, iar dacă l-are pentru 50 de kilometri, ia ori nu are ce căuta aici. Ordinul 14 interzice, deci vânzarea peste 350 de capete unei. Și are 380. 380. Dragii mei, îmi plac de acești polițiști, arătați ce tineri și frumoși. Felicitări. Felicitări. Uitați-vă la cameră. Domnul cu camera la mirosit, băi. La mirosit că e actul bun. L-a lăsat să zic. Da, faptul grav. Veți constata fapte penale și înscrisuri în întocmirea certificatului sanitar veterinar. Dar de ce l-a chemat ambulanța aia să ia da, vom formula plângere penală către medicul către veterinar. Și pentru medicul, doctor, ai văzut că, băi, nu știe aferme, ordinul 14. Exact. Băi, nu știe ordinul 14. Nu, aferme care a... Aferme, a medicului care a... Dar și dumneai, atenție, nu știa ordinul 14, tot ceea ce trebuie, fii atent. Dar atenție, Florin. Copia, dacă dumnealor fac copii, nu mai o să reiasă că scrisul a fost de două ori. Deci. De ce le recomand să facă copie? Păi, în copii nu se mai vede. Să nu se facă copie că în negru, că acolo nu se vede. Nu mai se vede că-s două culori. Deci reiese că e original. Dragii mei, ce mă bucur că această cameră, montată pe... agentul de poliție. Da, dovedește ceea ce lucrează, ce constat. Pentru riscul epidemiologic, acești oameni evazioniști fiscal, dumneavoastră a spus că cumpără pentru el. Adică 350 de păsări, dar atunci în tejudețean, bine măi, bobos,
Pentru el, pentru el, dar trebuie să îndeplinească celelalte cerințe. Medicul tău veterinar ăla încalcă, ăsta cu ordinanța, ordinul 2014. Iar l-am prins. Pe unul care spune că e cât, de, cât autorizat, de ca să înțelegi. Deci... Bă, ăsta dacă stăm pe județul ăsta, cred că îl prinde. Băi, să mai vezi pe pod acela. Ia mă. Da. Ce-a făcut, mă? Au fost sucă inele. Să... Unde a plecat, mă, cu doamna? Doamna. Mă rog să dispună într-o palavră. Probabil că a intrat în unul. Deci am plecat de aici, mă, fii atent. Da. Ia, ia. Ia, 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 gata, l-a oprit. Dă mai aproape, mă, de el. Da, nu, eu n-am să... Poți să bag acolo? Nu, 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 nu. Ia, 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 ia. Dragii mei, dragii mei, ia uitați, ia uitați cu pui, ia uitați, au pui. Se ia mă ușor, toate aia că trebuie să... Eu sunt eu? Dragii mei, ambulanță veterinară plină cu pui, cu găini, s-a îmbolnăvit pui, n-au măști împreună. Găina. Ia uite. Uite mă, Bogoș. Domnilor, trebuie să chemați DSVSA-ul pentru că n-aveți pe competență certificatul. 5 documente trebuie să le cereți. Confiscarea păsărilor. Oamenii nu, mașina nu este autorizată. E ambulanță. Ambulanță. Tot ce vă dau e minciuni în afară de actele mașinii. Să vedeți dacă scrie, dacă mai e ambulanță. El trebuia să-și dea. Ia uitați, cum a luat ea ITP-ul? Cum arată mașina? Ia uitați. Vă dați seama? A mai fost o mașină. Uite, Bogoș. Mașină pentru... Ce cantitate? Dezinf... Ia. Mă rog să ne arăt. 210, da. Și le-ai luat pentru tine? Consum propriu nu este autorizat, omule. N-ai voie. Consum propriu. Niște mincinoși. Da? A certificat interjudețean nu au. Ia uitați-le. Ia uite-le. Uite, măi, Bogoș. Uite, Bogoș. Uite, ia uite. Da? Dumneavoastră n-aveți competența să numărați puii. Chemați de SVSA-ul. Da? Ia uite. Ia uite-i. Ce zici tu, mă? Ce zici, mă? Du-te, mă, de aici! Ce faci, mă? Da, mă, vin! Nu, o să dai pe penal, dosar penal o să fie făcut. Până ai interjudețeanul și tu vin, tu ești unul evazionist. Nu, ai luat pentru tine, da? Ai luat pentru... Nu am luat pentru mine. Da, pentru ce? Eu șofer, nu mă interesează. Aolo, ia uite, mă! Bravo, mă, dar minciunea asta voastră, da? A luat pentru el, dragii mei. Oamenii aceștia sunt niște evazioniști fiscali. Agentul de poliție are obligația să-i cheme DSVSA-ul, nu are pe atribuțiuni de serviciu să-i numere păsările. Nu are certificat de dezinfecție. Uite ce arată trusa. La ce... Da. Ambulanța cu cocoș, cu pui porumbaci. A dat acică pentru consum propriu. Nu este adevărat. Aviz interjudețean. Da. Domnule, vă solicit în mod expres. Chemați DSVSA-ul. Dumneavoastră n-aveți pe competență. Chemați DSVSA-ul, domnilor. Nu-i lăsați să plece. N-au aviz interjudețean. Îl apărați pe Bogoș? Ce faceți? Da. Au luat pentru consum propriu. Nu este adevărat. Le-a dat 200, le-a dat factură, le-a dat tot, dar n-au aviz interjudețean. Mașina n-are dezinfecție. N-au certificat profesional. N-au cerut. Uitați, măi, DSVSA-ule. Uite, băi, medicul veterinar. Medicule veterinar. Da? Uite, mă, Bogoș, ți-am demonstrat că tu ești favorizat.
oamenii care mă amenință sau asta, vezi că ne vedem imediat la poliție. O să vedem cine ești tu, da? Auzi, mă? Tu l-ai cumpărat pentru tine? Și ai avizul ăsta, certificatul ăsta? Interjudețean? S-a dat? Interjudețeanul? Cine, Bogoș? Păi, interjudețeanul? Ia auzi, tată. Bun? Nu. Auzi, tată, cu cât ați luat puii? Nu mă interesează? Păi mă interesează să vă facă dosare penale, băieți. Dar și am furat ceva. Eu sunt de la Bacău, ești de la Brăila. Ce mă treaba ai, Natalie, cu mine, a? Eu am cu mașina asta, cu puii. Dar am cu Bogoș. Nu, și cu voi. Măi, dar eu... Voi sunteți în regulă. Dar eu mă... Dar de câte ori ai venit pe aici? Permanent. Permanent vii? Adică ei... Și așa stă mereu, permanent ție cu mașina asta, da? Dar nu e la toți. La toți? Și tu ce faci de cumperi mereu? Îi vinzi? Îi revinzi? Da, mă, da. Ești tare. Ia uite, mașina cum arată, cataracte. Da? Cum trec asta? Asta mașină de transport. Ce? Dă-mi tu bani de alta, eu am bani de alta. Păi ai spus că tu ești șofer și că nu-i mașina ta. Eu am 4 copii acasă. Băi, omule, nu-i mașina ta. Nu-i mașina ta, corect? Da. Dacă ești șofer... Eu am 4 copii și hrănesc cu milion. Cine te-a da? Pus să-i faci 4? Faci tu 1, 2. De ce să fac? Păi atunci de ce trebuie să te faci tu la mine că ai 4 copii? Da? Adică vrei să ne îmbolnăvești cu puii ăștia, da? Păi uite, ne îmbolnăvești cu toată. Dar la matare noi te aduc să ai la Brăila, eu stau la Bacău. Eu nu stau la Brăila, omule. E mașina, nu, e de Brăila, dar eu nu sunt. Dar să ai la Bacău, nu stai la Bacău. Nici, și la Bacău stau. Cum să nu? La Huș? Ce treaba e matare cu Bacău? Eu îi cumpăr de ceva, la Bacău nu-s fermă. Păi tu nu înțelegi? Ai aviz interjudețean? Da. Bravo, mă, bravo, mă. Nu ți-a zis nimic? E liber, da? Păi dacă am de toate, tot ce trebuie, cum să, ce să... Adică ce ți-a dat, mă, până la urmă? Eu n-am nimic. Ăsta ți-a dat aviz interjudețean? Pe mine interesează Bogoș, omule. Da. Bă, Bogoș mă interesează. Păi și eu acum am... Pentru că voi, bă, voi nu să ne ajutați, că Bogoș ăsta nu ți-a dat aviz interjudețean. Ce ți-a dat? Ți-a dat factură, da? Și avizul ăla ți-a dat, corect? Nu, stai un pic. În afară de factură, da? Și avizul, da? Ți-a dat pentru... Ai dat declarație aia? Da. Pentru că 250 de pui. Că atâta spune legea. Da. 250 de pui. Tu ieși și vinzi, înțelegi? Noi știm chestia asta. Bă, noi știm. Bă, nu mă face că merg după voi să văd unde sunteți. Dacă mințiți, dacă nu mințiți și asta, eu nu merg, că nu pierd timpul cu voi. Omule, eu n-am timp să alerg după tine. Pe mine interesează Bogoș. Așa, și de ce am luat eu amendă 1,5 milion pentru dumneavoastră? Ți-a dat doar 150 de lei? Da. Și atât scap, da? Da, dar eu pentru mine e mult milionul ăsta, că dau mâncare la copii. Deci așa ți-a zis că 150 de lei? Da, am mai mult, și un avertisment, și nu ce-am făcut ca să scăpăm așa? Și puteți să plecați voi, pe urmă. Înțelegi, am 3 avertismente, am nu știu ce acolo, îmi dă o grămadă. Da, bă, asta e. Vina, da, de asta este, dar e vina dumneavoastră. Omule, nu vă tu nu iei pentru tine, iei să-i vinzi, cum ai spus tu. Pe mine mă interesează Bogoș, patronul. Păi am fost, mă, omule, dar eu ca să demonstrez că omul ăsta încalcă legea, prin voi, și voi deveniți victimele lui. Păi exact așa se întâmplă, dar de ce? Păi dar, asta, dar mă, dumneavoastră și... Păi eu cum dacă, uite... Vorbește cu unul, pui mașina în față, omule, vorbești cu unul... Omule, miroase urât? Asta mașina e autorizată special de la DSVSA? Păi e autorizată, da. Păi și cum transformi? Uite, bă, măcar, uite, îi faci și tu curățenie, firarea dracu de mașină. Ești, eu merg prin sat și îi... Bravo. Cum, tu cu asta mergi prin sat? Și unde-i guarda, dacă mergi? Mă duc în sat și... Bă, unde-i guarda? Unde-i guarda? Te duci și mă acasă acum. Mă, te duci că nu poți să mai vinzi acum, dar mâine îi vinzi. Nu știu dacă... Bă, ți-a dat și certificatul ăla de la, pentru de sănătate? Cât e valabil? 30. Cum? 30. De zile? 30 de zile? 30. 3 zile. Și tu trebuie să-i vezi în 3 zile. Și vezi în 3 zile. Da, mă, omule, n-am nimic cu voi. Bă, îți dă 150 de lei poliția și atât. Și gata. Ce mai tot atât? Da. Domnilor, nu 150 de lei. Dumneavoastră să vârșiți un abuz. Nu alea. Asta ne interesează. Asta. Uite și aici, iară, și aici, uite, 210, aviz interjudețean. N-au aviz interjudețean, nu aveți cum să-i dați doar atât, chemați DSVSA-ul. Domnilor, chemați DSVSA-ul.
Vă solicit în mod expres, sunteți obligați. Aviz. Doar aviz. Vă rog frumos să deschideți la spate, să verificăm. Permis, act de identitate, asigurarea turistului dumneavoastră. Avize. Sunt transportator de galați. Da? După miros, cot-codac, mă înjurau oamenii. Mă înjurau oamenii. Ia uitați găinile. Ia uitați. Da. Au doar au și bonuri fiscale, domnul agent de poliție. V-a dat bon sau doar aviz? Da, avem. Închide tuta. Stați mașina așa. Știți câte mașini? Câte mașini au fost astăzi? Noi acolo unde am constatat am aplicat sancțiuni și vom aplica în continuare, să știți. Unde e bonul fiscal, domnul meu? Unde e bonul fiscal? Și nu datorită faptului că a zis noastră, eu am amers pe HG 984/2005 și domnul meu, zilele din urmă. Evaziune fiscală. Da? Și asta. Ala este, ala e bonul, factura? Factura luată din unde a luat găinile. Nu, unde este bonul? Uitați numai decât aviz de însoțire. N-are bon. Unde este domnul agent de poliție? Fiți corect. Omul nu are bon fiscal. Pentru faptul că aveți păsări în spate, în autoturism și dumneavoastră nu aveți autorizație de transport animale vii cu această după. Ca să știți, da? Dumneavoastră vă trebuie la mână o autorizație eliberată de direcția... Domnule, nu poate să fie autorizată mașina asta, nu mai vorbiți așa, ce aveți? Cum să autorizeze mașina asta? Nu se poate. Eu am spus cum trebuie să fie, domnule. Nu, nu cu această mașină. Dar cum a vândut Bogoș, că n-avea voie să-i vândă? Din punct de vedere legal. Domnule, are bon fiscal acolo? Nu are. Nu are bon fiscal, da? Domnul Geana, are un aviz de însoțire. Domnule, cum vă luați salariul dumneavoastră dacă omul ăsta nu dă bon fiscal, Bogoș? Salariul dumneavoastră, noi vrem să aveți salarii mari, să fiți dotați. Cum luați dumneavoastră salariul dacă omul ăsta... Domnule, eu nu contez că nu vă faceți datoria. Dar cum ați anunțat de SVS? Ați văzut că a trecut lângă noi. Prin colegul meu, ați văzut că acea mașină care dumneavoastră a sesizat, da? Mi-am dus după ea în față. Domnul meu, nu, eu nu știu tate. Poză. Da, domnul meu, a trecut de SVS-ul pe lângă dumneavoastră, noi am filmat acum. Păi dacă a făcut lucrul și cum ați, făcut? A sunat la dispecerat, a sunat de SVS-ul? Da, mi-a solicitat ce au zis? Colegul din dispecerat a zis că anunță de SVS-ul. Dumneavoastră puteți merge înapoi, posibil ca de SVS-ul să nu, meargă la punctul a plecat. Nu, s-a plecat, s-a trecut. Astăzi au fost cu noi și apoi au plecat, domnul. Domnul Geana, mi-ați cerut un lucru, eu l-am făcut. Domnul polițist, n-au bun, domnule, salariul nostru, salariul dumneavoastră. Salariul polițistului. Omul Bogoș face evaziune fiscală la greu. Da, acolo unde am găsit. V-am spus să-mi aplicat sancțiune. Nu-ți de rea credință, nu mă dau deoparte, nu nimic. Aplic sancțiune contravenționale. Domnul agent de poliție, eu nu contest, eu nicio formă poliția română. Eu vă mulțumesc din suflet. Eu nu cred că... I-a favorizat. Eu vă acuz, vă fac plângere, inclusiv la DNA. Este dreptul dumneavoastră, domnul Geană. Vă garantez. Domnule, uitați, să vă autosesizați că omul, de pe care i-ați venit, câte bonuri fiscale ați văzut? Dacă mâine DSVS au, cum spuneți dumneavoastră, îmi face adresă și îmi spune, domnule, te rog frumos să înaintezi copie după documentele care le-ai aplicat dumneata, dumnealor poate să-și facă în continuare treaba, nu? Au scăpat. Sunteți de acord cu mine? Da. De ce n-ați dat drumul la camera atunci cu ei? Pentru că ei au încălcat. Cu cine? Cu oamenii. De ce să filmați? Dumneavoastră ați făcut poze cu telefonul dumneavoastră. Da, domnul Geană. L-aveți înregistrat conform HG 585? Am făcut la mașină, domnul Geană. Dar de ce nu faceți cu camera să dați și drumul la cameră? Ați dat și camera. Cum să nu? Salariul dumneavoastră sunteți de acord că prin taxe și impozite? Câte bonuri fiscale ați găsit la transporturi? Da, pentru că dumneavoastră sunteți organ de control. Mi-a spus că, doamne, uite, se cară, noi am venit, am identificat acolo unde am... Câte mașini au fost? Poftiți? În total, până acum, câte mașini ați oprit cu această cauză? Asta e a 5-a și a 3-a sancționată. A 5-a și a 3-a sancționată. Am înțeles că una ziceți că n-a mai fost, da? Deci vă pot arăta pe telefon. Nu. Am văzut-o, cea de neamț. Că avea 7 ani la număr, care avea niște scânduri în spate, da? Deci una să zicem, dacă dumneavoastră v-ați dat, eu am arătat.
A trecut mă de SVS-ul pe lângă dânsii? Da. Domnul Gheana, da. Haideți să vă spun un lucru. Da. Dacă această autoutilitară... Nu poate să fie autorizată niciodată. Nu, am înțeles da. Aspectul ăsta, domnul Gheana. Eu spun din punct de vedere legal, dumneavoastră da. Spuneți de lege, dacă cum ar trebui să fie. Și ordonanță. Să vă spun un lucru. Dacă această mașină nu avea puinia, cum pot eu să aplic pe HG 984? Da, sunt urme. Nu. Poliția și poliția economică și cei cu DSV să se ducă peste Bogoș, că n-are voie să vândă la așa ceva. Și ne punem în pericol și dumneavoastră aveți copii? Vedeți că nu însoțește bonul fiscal aici? Nu are bon fiscal, a fost că niciun bon. Evaziune fiscală. Are camere să confirme? Are camere să confirme? Ori de câte ori am fost solicitat, am prezentat acolo unde am fost solicitat. Și ANAF-ului trebuie să... ANAF-ului. Faceți adresă către ANAF când n-ați găsit bonuri fiscale? Să vă apăra salariul? Păi da, uitați acum dumneavoastră. Rămâneți vă rog frumos, dacă... Sau puteți să stați unde vreți, mă deranjează. Da, dumneavoastră înțelegeți. Am rugămintea. Aveți noi nu filmăm date cu caracter personal, UE 679. Cunoaștem prevederele. Dar de ce v-ați trezit acum? Că e din 2016. 2016 nu-l puneați problema. 2017, 2008. Da, nu există, da, domnilor. 677 pe 2001, care era al nostru. Ăla eu l-am folosit foarte... Nu era al dumneavoastră. Nu al nostru, nu am eu de acasă. Nu. În România era. Deci 677, care spuneți dumneavoastră, 77. Prin articol... 677 prin articolul 13, eu ceream către poliție datele mele și pe urmă pe articolul 14 ce ștergeți și făceați chestia asta. Dar eu v-am spus, dacă nu... Dar dumneavoastră aveți competență... Exact, uite! A, pentru aviz interjudețean. Da, nu aviz interjudețean. A, cu dezinfecție aveți, aveți competență? Aveți actul de dezinfecție și certificatul? De la moment, de la punctul în care cumpără să se facă această dezinfecție? Da, 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 da. Aveți pe competență? Eu dau pentru autorizație dar, de transport pe... animale vii, că nu are. Dar așa dar, se găseau, care dumneavoastră spuneți, să nu s-a pasat locul. Atenție, avizul interjudețean, el n-are voie să dea, nu poate să dea aviz interjudețean. Nu poți să-l ții mai mult de jumătate de oră. Bine, am înțeles, da. Noi avem o discuție și el nu are... Am înțeles, am înțeles, vă lăsăm. Ce zici? Ce zici? Niciun bon fiscal, fii atent. Tocmai. Ei trebuie, deci încă o dată, ei trebuie să aducă la cunoștința autorităților aceia. Deci la ANAF, la DSV, ce ciut aici? Băi, și DSV se au trecut pe lângă ei. Da. Cum au anunțat ei? Anunțat. A anunțat șefii. Așa a spus, a anunțat. Da, dispeceratul. Și dispeceratul cum? Că ei au fost DSV se au cu noi la o jumătate oră. Trebuia să țină pe loc. Cum a fost la Slobozia? Da, cum a fost da. Rămâi pe loc până vine medicul. Da, da. Trebuie să întreb pe asta. Am întrebat. Și... Eu nu-i cred, ești amintit. Da. Mă, este protejat. Bogoș, după noi, ce zici? Sonel Cocoșel? Da. Tare. Ce uite? Băi, e favorizat de poliție. E protejat. Omul ăsta vinde numai la mașină. Ce ne-a spus nouă el? Nu, bă, dar nu dau nicio. Vând și legal și ilegal. Aha, de recunoscut. Dar ce l-au pe el să nu recunoască public? Da, recunoscut, mă. Legal, nelegal, eu vând. Ce eu vând, n-avem. 30.000 de pui la fermă. Vine da, pe zi. Pe zi la o fermă. Și ai văzut prețul de la aia de la Ialomița? Spune că e 4 lei pui și aici e 7 lei, 9 lei. Și acolo e evaziune ascunsă. E ascunsă, e ascunsă, e ascunsă. Uite, mașini. Deci, fii atent, 5, dintre care 3 sancionate, cu câte 100, bă, cu câte 700 și ceva de lei. Cât erau acolo, cât erau care... Cât erau, da, 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 da. Da. Păi, da. Vrem salarii. Și am spus, salariile, da? Ei nu și-a părut salariile. Da? Niciun bon fi... Ia, mă, ia, ia să-ți vândă că are gain, ia. Ia. Aveți cumva găini dumneavoastră? Că n-am găsit o ambulanță care avea găini. Să trăiești. Băi, 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 Rodeanu! Rodeanu! Rodeanu, lei! Rodeanu! Eu strig la câine, mă! Te angajezi aici pentru că ai aduce mai mulți bani la bugetul decât onorata... Ce să facă? Dacă tu ai fi fost aici... Aici? Așa, tu ai fi băiatule, mai mulți bani la buget... Măi, băiatule, mai mulți bani la buget decât cei care sunt plătiți de... Tu nu înțelegi că eu sunt persecutat de o parte dintre polițiști, îmi dă sancțiuni și o parte dintre judecători zice, respingi, 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 respingi. O să-i auziți, dragii mei. 0749220890, numărul de telefon al meu. Da? Nu, no, pierdem timpul degeaba, da? Și ei, polițiștii, vrem salarii. Vrem salarii, da? Ne închidem ochii când plecă produse de la Bogos. De Bogos.
Da, pui vitează, ai văzut să da, curajos, da, pui vitează, neînfricat. Băi, asta face invazie fiscală. La vedere. La vedere. Ei, oamenilor nu le-a dat factură. Nici, da? O dovadă, deci un aviz. Soliciți, da. Da. ANAF-ului, deci da. A avut doar un aviz, trebuie de bon sau factură fiscală. În ce țară trăim, băi? Car găinele cu ambulanța. Acești polițiști îi vrem. Bravo, bravo, acești polițiști îi vrem. Dai seama ce faptă bună ai polițist. A făcut o faptă bună, polițist. Uite. Da, da, uite. Da, uite, uite femeia, a fost ajutată de un polițist, da? Dar tu ce faptă bună faci tu, măi, băiete? Nu ți-ai păi... telefon? Nu, mă, că n-am bă. N-am bă, mă, că mi-a venit un pocăiș și a dat cu grebla. Hai să sunăm un profesor universitar, fii atent. De limba romanes. Deci alergăm după acest individ. Dragii mei, din Prahova, nu știm de unde este, PH82, VSK, din Prahova îl urmărim, s-a dus în Slobozia, din Slobozia s-a dus în, în Drajna de Călăraș, când ne-a văzut, da, când ne-a văzut, oprește, când ne-a văzut, pur și simplu, am dat acum ciochina, am dat centura, da, un pic să băgăm iară, opre, da, dă-i înainte, mă! Și oprește în dreapta, oprește, bagă pe stradă tu. Bagă pe stradă. Da? Dragii mei, omul acesta a fugit în două județe. Ne rugăm de poliție ca să-l intercepteze. Omul vinde păsări cu ușa deschisă. Ușa deschisă. Vedeți că are și ușa deschisă. Aviz interjudețean, oamenii aceștia ne pun în pericol, au fugit din două județe. Am anunțat poliția din Călăraș, Drajna. Au fugit. Ne pun viața în pericol, au păsări. N-are nici... El ce că sună pe telefon, îi refuză să-i dea actele polițistului. Interjudețean, n-are mașina dezinfectată. Agenții de poliție au obligația să cheme DSVSA-ul. Vă solicit în mod expres DSVSA-ul să chemați. N-au factură, evaziune fiscală, n-au casă de marcat, n-au nimic ca oamenii aceștia. Deci le-a dat un document, un aviz de însoțire al păsărilor, că păsările sunt bolnave de la o fermă, sunt achiziționate în maxim 3 zile, dacă în 3 zile a depășit păsările trebuie să fie sacrificate. Oamenii aceștia ne pun viața în pericol, niciun document. Polițistul are obligația să cheme DSVSA-ul, am vorbit cu DSVSA-ul și așteaptă telefonul agentului de poliție. Poftim? Ați vorbit la DSVSA? Și a spus să sunați dumneavoastră. Okay. Da. Ați constatat că... Ce ziceai, mă, că tu ești corect? Ălaltă ce a făcut? A fugit și ăla? Care? Păi mai erai cu unul cu ăla de mașină de Bulgaria. Ce aveți dumneavoastră cu populația asta română? Cu tine! Ce aveți cu mine? Păi uite, ești ilegal. Ești ilegal, omule. Sunt ilegal? Da. N-ai mă nimic, niciun act, nu mai minți. Mașina asta n-ai cum să circul, n-ai voie. N-am voie? Nu, ești ilegal. Bun, și dacă avem copii, ce ar trebui să fii sănătos, să duci la muncă. Ok, am să vă așteptați la autoritară pentru verificarea documentelor, da? De ce am voie să filmezi eu, nu? Filmează, tată, filmează. Filmează. Ce ți-a zis cineva să nu filmezi? Ia uitați-l. Puneți autoritară pe avarii, da? Da, vă rog, imediat. Puneți pe avarii, mă, băiatule, mă. Să nu spui că ești din sângerul și tu. Nu. Dar de unde ești? Doamne, aveți vreun să mă întrebați de unde sunt? Te-am întrebat, mă! Doamne, aveți vreun drept să mă întrebați? De ce? Cine sunt? Păi te-am întrebat! Dar cine sunteți dumneavoastră să mă întrebați? Te-am întrebat! Fii atent, e o diferență! Civilizat! Păi nu, eu vorbesc că... Cine sunt eu să-l întreb? Auzi, n-am voie să-l întreb! Doamne, dar de unde și până unde aveți vreun act de legitimație? Te-am întrebat de unde ești, mă? Dar de ce să vă spun de unde sunt? Treaba ta, nu vrei! Doamne, dar de ce nu vă trebuie? Uite-mă, comerciantul, mă! Uite-mă, e periculos, domnule. E periculos. Am băgat mâna la dumneavoastră în buzunar? Ești cel mai periculos. Tu cât îmbolnăvești populația, mă. Băi, omul lui Dumnezeu. Cu păsările astea. Nu sunt omul lui Dumnezeu. Tu ești omul lui Dumnezeu, da? Tu ești ăla, da? Dragii mei, omul acesta când îl vedeți că strigă el cu goarna, păsări. Păsări, pe n-ai strigat? Bă, da, mașina asta. Mai prins că vând? Păi, uite, de ce? Băi, omul, mai prins că vând cu pui? De ce ai fugit din Călăraș? Ai venit în iar la... A fost la niște rude, care e problema? A fost la rude. Păi, bă, tu nu dai seama că avem camere pe acolo. Să știi că te-am urmărit cu poliția de acolo. Ce distribuire? Dați distribuire. E în direct. E în direct, e în direct el. Dragii mei, are și tupeu, da? A fost oprit. Evaziune fiscală. Deci el face absolut. Ce faci, mă? Dă-mă direct. Ce faci? Ai prins blitzul? Vezi, mă, că-ți consumă acumulatorul. Vrei de la mine? Vrei acumulatorul?
Să vadă, da, da, să vadă cine. La toată lumea. La toată lumea. Ce să te lași, bă, tu ne omori, bă, cu păsările astea, bă. Ia uite, ce tu pe ei, mă. Ia uite, fii atent. Ia fii atent aici. Ia uite. Ia uite cum pun ei păsările, nici nu există. Mașină de lux, Audi. Da. Mare șmeche, ia bani după net. Ia auzi. Ia auzi, ia bani după YouTube. Ia uite-l, ia uite-l. Du-te și filmează mașina aia Audi. Câștigă bani după YouTube. Ia uite, mă, aici. Și auzi, n-ai dreptul să mă filmez la mașina mea, da? Închide pe ușa, gata. N-aveți dreptul să mă filmez, da? Dar nu pune mâna, da? Nu pun mâna pe dumneavoastră, dar vorbesc, da? Și ești în direct? Și ce vedeți dacă nu, dar ești în reluare? Vă rog frumos să mă lăsați în pace, da? Păi nu te las. Te rog frumos să mă lăsați în pace. Dar ce am pus mâna pe tine? Vă rog frumos să mă lăsați în pace, da? Păi ce drept? Tu ești ilegal. Ia uite, vezi că îți mor păsările. E treaba mea ce faci, ce fac, da? Ai fost și în călăraș? Eu în călăraș? Da. Dar nu voi să te rușești la Drajna. Doamne, dar voi să știu că a fost în călăraș? Nu, mă, te-am filmat. Stai că și poliția a fost anunțată de acolo. Stai liniștit, nu mai minți tu. Tu ești tu un bandit. Ești bandit? Bandit, nu, ți-a pus mâna în buzunar, ți-a dat un dat? Ești bandit? Dar de ce să mă numești bandit? Ți-o rușine, deci vrei să dau în judecată că mă faci bandit? Da, te întreb, ia să vede, da. Tu ești ca un bandit? Te întreb. Măi, eu mă lăsumesc, lasă-mă, te rog frumos. Nu mă uite, poliția, da? Voi, problemă, voi... Să-ți faci datorie, care e problema? Poliția, să-ți faci datorie. Tu mâinier o să vin. Dar ce drept ai să mă oprești jumătate, să mă filmezi? Te-am oprit eu. Ai un drept să mă filmezi? Da, uite, l-am și pe dreptă și pe stângă. Mă ieși la mișto? Da. Îți permis să mă ieși la mișto? Pe tine, da, cum să nu? Păi vă sunteți periculoși, mă. Omul Dumnezeu, mai face... Bă, nu mă, că nu sunt omul Dumnezeu. Tu ești cel mai periculos. Măi, omule, lasă-mă în pace. O să dai socoteală la poliție, DSVSA-ul. Da? Nu trebuie, mă, mie să dai. Dar de ce ai fugit? Nu, dar n-ai altă obligație să faci asta. Nu. Ești pe rele, să faci rele. Da, cu tine, da. Cu voi, da. Cu mine, de ce? Ți-am făcut ceva, te-am dragut cu ceva? Bă, dar ce rele vezi? Ia zi tu, ia. Dumneata să gestiți. Ești avocat? Da, e avocat. De. Dragii mei, când i-au zis polițiști, cum era la Ciochina ăla, polițistul ăla local, nu era stare. Domnul Costea. Costea, o să ne ducem la el. Deci, tu n-ai avis, n-ai... Uitați, persoana aceea să nu poartă mască. Nu poartă mască. Legea 55. Să-i dați amendă și pe legea 55. Da. Să-i legitimați și să-l sancționați. Nu e prenumit la ta. Știm. Da. El e direct, așa. Ești în direct, mă? Da, tu, râzi, e, da, râd. Râzi. Da, mă, pentru că pe toți... Câștigi ceva, domnule, din cauza asta? Da. Ce câștigi? Miliarde. Miliarde? Da. Ai casă mare? Mare. Ai mare? Da, ai mare. Mare miliardar, domnule. Miliardar. Bravo. Da. Ai copii? Am. Și nu ți-e frică de Dumnezeu? Nu. Îi dau un șut la Dumnezeu, dar nu se vede dacă despre Dumnezeu la care vorbești tu. Lasă că Dumnezeu are grijă. Bă, dar Dumnezeu nu trebuie să se fie frică, mă. E iubitor. Dar la mintea dar ta... Dar nu iubește oamenii răi, cam atal. Nu mă iubește pe mine, da? Eu dau mai bine decât tine. Deci mă iubește. Ce faci, bă? Ai luat cotcodacele ilegal? Că tu n-ai e factură. E problema mea ce-am făcut, da? Da, cum e? E problema mea. Și ne punem instituțiile pe tine. Dragii mei, nu mai cumpărați de la acest individ pentru că vă pune viața în pericol. Găinile nu trebuie transportate în aceste cotețe de mașini. Pui. Iar poliția locală, da? Trebuie să-i... Bă, dar cum strici tu cu goarna aia prin sate? Nu mai prins că strig cu goarna? Ai văzut la mine vreo goarnă în mașină? Te-a prins poliția cu cotcodacii. Care poliție m-a prins? Iet. Că i-a sunat dumneavoastră? Da, uite ce frumos e echipat, calme, ia uite. Noi i-am sunat, da? Noi i-am apelat. Da, să faci un rău. Da. Altă treabă nu ai. Da, n-am altă treabă. Da, mă, te-a potcovit și pe legea 55. Da, spune-le, bă. Limitatoare de viteză. Ce? Limitatoare de viteză de transport. Ce? Ce? Act de dezinfecție. Vine DSV, mă, să vezi. Da. Să vină dânsi pentru că este atribuțional, da? Corect. O să stați aici, o să stați opriți aici până vine DSV-ul pentru verificare. Bă, gândește-te că ai dat peste polițiști, mă. Sunt profesioniști, mă, fii atent. Nu-i păcălești. Dar când te alergăm din trei județe, fii atent. Bravo. Te-am luat din Prahova, Slobozia. Și el când se intre în Drajna, a intrat în stația Trecu, am vorbit cu tine. Da, te-ai speriat 10. Și te-ai întors. Că nu te cunosc. Cum? Am crezut că nu te mă cunosc. Păi mă cunoștei. Păi, dacă ești... Normal. Un mare nenorocit de om ești, te rog să mă crezi. Eu sunt un mare nenorocit? Da, o să pun poliția să-ți dea amendă. Dar dumneavoastră când mă mafiot, nu mai vă dau amendă? Eu te-am întrebat, ești mafiot? Domnule, dar dumneavoastră când mă faceți mafiot și ești cinstit? Toate râsurile... Ești cinstit? Auziți, domnule, ce-mi zice, e la țigan? Mexicanul. Nu vă jigniți. Păi el, uite, vă jignește, am văzut că eu nu l-am jignit, e filmarea în continuu. Omul este și mincinos. Eu? Da. Cu ceva mințit. Tu ești în direct acum, da? Da, e problema mea ce fac. Eu sunt. Dragii mei, omul acesta e un evazionist fiscal. Să vadă domnul conducător. Lasă auto-ul
Fontana, mai bine. Așa? Pe stradă. Da, cu mare plăcere. Hai, cu mare plăcere. Hai. Iaută-l, iaută-l ce vii el, da? Dragii mei, anunțați Poliția Română. Exact cum spun, Poliția Română este un brand. Nu aveți cum să mă contraziceți, pentru că cumpărați, cum zicem, Poliția Română. Un exemplu, da. Păi da, dacă când ne-am certat noi cu dispecerea de la IPJ, ia Lomița. Dragii mei, ia scrieți IPJ, ia Lomița și dați apel pe numărul ăla de IPJ, ia Lomița, să vedeți că nu vă răspunde. Iar dacă vă răspunde, vă răspund cei de la permise. Bă, v-ați dus în călăraș, vă plimbați cu codacele. Vin cei de la DSP. Nu-i treaba mea. Pentru ușa deschisă. Ușa deschisă, a văzut-o polițistul, da? Vezi că ți-ai tu amendă separat. Și nu-i problemă. Da, rău, aveți bani. Păi dacă aveți, nu plătești, nu-i așa? Ce coloană vertebrală are? Avem dovezi că el are să dea bani și nu l-a dat bani. Uite-l omul ăsta. Da? Bă, îți vine DSVS-ul. Amenduță mare. Nu-i problemă, avem bani, o plătim. Păi nu asta. Am bani și o plătesc. Bă, tu nu înțelegi de unde iei tu pui, cum ți-i dă, acolo e problema. Du-te acolo și vorbești, de ce te duci? La, după ce, acolo, după, unde? De unde e luat? De unde e luat? Dar am zis pontul ăla. Nu, bă, ne dă poliția pontul. Bă, stai liniștit. Nouă poliția. Nouă poliția ne spune, bă, de intervenția de ASA, ne spune de unde ai luat tu puișorii. Da. Sunt niște oameni. Procuror, am avocat. E procuror, procurează găini. Procurează găini legal. Și da, bă, și dau lui Fernando. Și dau lui Fernando, da, și nu-i mai dă bani. Și am făcut afaceri. Dragii mei, cum arată un pocăit în România? Am făcut afaceri. Așa arată un pocăit în România. Pe omul care face ăsta ce că e minor, dar care face fapte bune. Fapte bune fac, mă. Uite, care face scapă, scap țara de găinile astea. Da? Da? Bă, trebuie să ți le confiște, mă. Rămâi fără. Legea 12 nu se mai confiscă. Cum? La legea 12 nu se mai confiscă. El știe că s-a abrogat legea 12, da? Ai văzut că știu? Hai să vedem ce spune. Ai văzut că bă, hai tu ești cu pluta de mult. Iei să vedem dacă... Nebunul? Eu îi spun că e cu pluta, dacă, ce e nebun. Pluta ce înseamnă? Adică ești nebun, cu pluta. Dar când e încărcat? Ieri. Ios. Ios. Dar are interjudețean? Poftim? Ai și interjudețean, nu? E problemă dacă n-ai. N-ar, ce știi asta de acte, mă? Bă, stau pe tine, bă, vin pe vișinilor, mă, și stau pe tine, bă, băiatule. Să te văd, vin. În seara asta vin acolo. Hai, și ce o să faci? Vii. Și ce o să faci ai tu? Ai promis că vin, nu? Mă bați, nu? Dă-i și-o la cafea să-l vezi. Când te duci, o să zic, bă, o să am mai avut vreo, bă, am mai avut vreo 4 viteși din Mizil și m-am împrietenit cu ei. Tu, ca să te împrietenești cu mine, trebuie să te despocăiești. Să vorbească cu Dochița. Să mă despocăiesc? Da. Păi nu m-aș despocăi pentru 5 case, 5 păi case bine de bani. Păi te învață prost acum la religie. Vorbește frumos pentru religia asta, că Dumnezeu Iisus și ce religie ai tu? Dar nu-ți dau multe detalii. E zero religia ta. Te prea șmecheresc foarte mult. Aoleu, ești mecher. Băi, ăsta e. Bă, să nu spui. O să-l vedem cine este, că el dacă nu... Cum te numești, mă? Da, să-ți trebuie, dar nu contă, nu-ți dau ții informații. Lasă-mă, că-l aflăm, bă, te aflăm cine ești tu, măi! Ne spune Fernando și drept, cum îl cheamă pe ăla, mă, dân, care m-a amenințat la indirect. Dați distribuiri foarte mult de tot. Dați distribuiri, dragii mei, o țară întreagă. Ce poate să facă geamă de la Cioran? Ia uite, prindem pe ăștia ca să nu vă îmbolnăvească cu puiile, puiuliuțele și coșcoduțele contaminate. Nu o să-ți meargă mult așa, ascultă ce spun de eu. De ce mă bați sau ce, mă nu bateți? Nu te ameniți, că dacă te ameniți, mă zici că îmi dai amenință. Atunci ce se întâmplă? Frica de Dumnezeu. Bă, dacă îmi bat pe Dumnezeu ăsta de care vorbești tu, nu-i Dumnezeu ăla de care trebuie să fie, da? Dumnezeu, a tot puternic. Băi, ăsta când s-a pocăit, cred că a greșit cărțile. A luat o carte din matematică. Dați distribuire, vă rog. Dați distribuire, da, el îi roagă, mă. Are Audi A8. Audi A8? Bani pe YouTube. Da, mă, da, mi-a luat YouTube-ul, mi-a luat. Cu 3 nivele? 3 nivele, eu n-am zis nimic, tu ai zis. Cum ai făcut bani să faci casă de 3 nivele? Am furat. Nu mai vine ANAF? Am furat. Doamne, pe sunea nu mai vine. Nu vine. De ce? Nu-i vreau eu să-i las. Faci ilegalități? Da. Ai relații pe acolo? Da. Ia uzi, măi, oameni. Fii atent, tot ăsta strigă, că dați distribuire. În ce, bă, ce țară trăim? Hoțul strigă, hoții. Hoțul strigă. Ești un hoț, mă. Ți-am pus mâna. Ești un hoț. Bă, ești un hoț, mă, dai în judecată. Bre, da, dai în judecată. Pus mâna, mă, de mă faci hoț, ești nu-ți un... e rușine. Hoț. Ce vrei, mă, dar nu-ți e rușine să mă faci hoț? Nu. Păi de ce ești așa obraz? Pentru că ești un hoț. E hoț. Da. Și tu mă dai în judecată, că tu ești pocăit, nu poți să mă bați. N-ai voie. Mă bate Dumnezeu, da? Vi-l trimis pe Dumnezeu să mă bată, da? Ăsta confundă religia, creștinismul. Bă, vin la adunare la tine, fii atent.
O să află, ori să-mi spună mie polițiștii cine ești tu. Dacă mă taie tu pe o să vin în mizil. În adunare? În mizil? Da. Bă, tu ești nebun la cap, ce ai? Bine. Bă, tu înțelegi că pe mine mizilul, mă cunosc cu oamenii de mizil. Dar ce? Dar nu te-o faci țiganii plin de căcat să mă scui pingul. Dar ai carantinat mizilul? Nu, ci că mă face țiganii plin de căcat. Fii atent. Fii atent și ăla. Păi du-te după el tu. Te duci. Uite, am venit după tine. Bine că ai venit după mine. Mă face țiganii. Bă, țiganii un brand. Bă, țiganul niciodată nu o să facă așa ceva. Știi că țiganul e șmecher. Nu, țiganul nu e șmecher, mă. Ba da. Țiganul e un om civilizat, un om cu cultură, un om care respectă cetățenii. Tu nu ești țiganul. Tu nu ești țiganul. Tu ești un pocăit, ipocrit, înțelegi? Bă, un ipocrit iar ești. Mă faci ipocrit? Da, ești ipocrit, ce vrei mai mult de atât? Bă, vorbești frumos. Bă, ești ipocritul, nu înțelegi? Bă, nesimțitule, nu te-am jignit. Băi, băiatule. Bă, tu habar n-ai ce, tu cum mă faci pe nesimțit, tu o să dai amendă, o să plătești amendă. Dar tu dacă nu știi ce înseamnă ipocrit. Păi dacă tu nu te-ai dus la școală, firara dreacu de școală. Uite, bă, omor păsările alea. Stai, mă, că mă duc și întreb eu găinile de unde le-ai luat. N-ai voie să filmezi mașina, te rog frumos. Auzi, nu mă face să pun mâna pe tine, da? Cum să pui mâna pe mine? N-ai voie să filmezi mașina, da? Da? N-ai niciun drept să filmezi mașina, e proprietatea mea personală, da, mașina? Păi n-am pus mâna pe mașina. Doamne, n-ai voie să filmezi mașina, am rugămit de asta. Nu mai face poze și tu. Fă-mă poze, de ce? N-ai dreptul să... Ia. Domnul polițist! Nu mai puțin, vă rog. Ia. N-avem voie să filmăm mașina. Dar eu nu ți-am pus mâna pe mașină, mă. Doamne, n-ai voie să filmez. E un nume personal. Ia uite mașina ta. Ia uite mașina lui. Să filmeze mașina? Da. Fă-te de râs, ia. Hai să-ți vezi cum te faci tu de râs iar. Ia, hai. Fii atent să-i spui. Are voie să filmezi mașina? N-ai voie să-mi atingi mașina, da? Dar nu ți-am atins-o. Ți-o filmez doar atât. Nu ți-a atins mașina. Are voie să filmeze mașina, domnule? Ia. Are voie să filmeze mașina? Ia uzi. Poftim? Ia uzi. Dar n-are voie să-mi atingă, nu? Nu ți-am spus, bă, ce să atingă, mă contaminez. Nu vreau să la mașină. Nu minte, bă, creștin. Poți să mintă. Mă, dar oare închisă? Bă, omor păsările alea, mă. Băi, mincinosule, mă. Mă, pocăitule, minți, mă. Mă, pocăitule, mă, minți, mă. Nu l-am jignit nimeni, n-are voie să-mi... Bă, ipocritule, tu ești un ipocrit. Tu ești un ipocrit când spui că ești creștin. Un creștin nu se comportă așa. Bă, un creștin ar trebui tot ca cei copilași să-i protejezi, mă. Lasă că Dumnezeu are grijă de copiii matari. Bă, lasă că cu Dumnezeu mă am bine eu. Tu nu te baga peste bine și Dumnezeu. Hai să vezi, matari, ce o să se întâmple. Ce o să se întâmple? Îmi ia casa foc. 5 posturi fac pentru tine să... Parcă ai spus că 4. Bă, nu mai ai 4, 5, mă. Da. Și ce fel de... Ce faci din ordine? Ce câștig de cauză ai? Aici 3.000 de euro. 3.000 de euro. Da, cu tine 3.000 de euro. Și între săptămână s-a dus. Nu o să duce. Să vezi cum ți-a Dumnezeu tot. Nu mi-a. Tot ce ai în casă. Uite, vrei să-l dracu, vrei să-l trebuiți tu ca să... Bă, Dumnezeu ăsta, al dracu Dumnezeu ăsta. Bă, al dracu Dumnezeu ăsta, dar care vorbește el? Bă, tu nu vorbești de Dumnezeul divin. Tu vorbești de un Dumnezeu al tău. Dar altă treabă, să te duci tu de treaba ta, să muncești tu. Nu muncește, uite, eu muncește asta. Muncește asta. Da. Asta muncește, să mănânce și copiii gura copiilor mei. 3.000 de... Da, facă rele, eu sunt cel mai periculos. Iată-te la el, pocăitul și minorul. De ce le exploatezi, mă? Mare scrotizule, mare... Ce sunt, mă? Sunteți croc? Da. Eu să vezi că plătești amende și pentru chestia asta. Nu contează, plătesc 50 de amende, dar mă răcoresc și eu acum cu matal. A, da, dai, bă, dai, dar nu mai ești pocăit? Nu mai sunt. Dar nu te aude? Dar e lepădat de satan, credință. Nu mai despocăit. Domnul procurorul de găini! Da, domnul procuror, la cine dai tu găini? S-a răzgândit, da. Lui dai Fernando tu, și lui Fernando de la Mexic. Și lui Vesecau, da. Vesecau. Ia. Mare tu fată pe răzgândit. Ia, 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 ce limbă vorbești, mă? Fandă, vă rog, filmul a nu mai vorbește românește. Nu e român, ce limbă vorbește? Ce vorovești, mă, tu acolo? Hai, dă iară. Dă iară. Hai, dă indirect. Zi, dați distribuiri, fraților, zi, dați distribuiri. Păi uite, am 400 de persoane aici. Câte ai? 45? Care te urmărești, bă, 45 da. Ăștia care sunteți, da? Ți-ai făcut o grămadă de prieteni acum care te cunosc. Da, dar abia aștept. Da. Dar cum dracu de nu mai cunosc? Că eu mizilul l-am filmat. Acum. Avocat. Bă, ăsta este... toate legile posibile. Ăsta este cotcodacul principal, bă, înțelegi? Ăsta, domnul Geană de la Ciorani. Așa, așa. E toate legile personale, tot. Toate legile personale? Eu am legea mea? Da. Personală. Și scrise și nescrise. Domnul, personale. Cum faceți dumneavoastră? Cine? Cine altcineva mai face cum faceți încă vreo 10 inși. Care mai sunt aia? Băi, îi știm. Îi știm a ta care face. Da. Dacă tu nu mă cunoști... A, mai cunoscut, mă. I-a spus ăștia. Cine e? Fernando. Mexicanul Fernando. Nu, ăla e de Mexic, mă. Dacă e Fernando, mă. Dați-i oameni buni.
Ia, ia. Ian, Harry, Flori. Ia-o-ți-l, mă, ia-o-ți-l, mă. Da. Ai și adepți? Marele inspector general. Ai și adepți? Da. Bă, de ce ai fugit, mă, din Prahova, Slobozia? Ai intrat la călăraj și m-ai pe urmă... Mai prins că vând ceva? Nu te-a prins, dar te-a prins camerele. Care camere? Și poliția de acolo, fii atent. Care, bre, unde? Lasă-mă că o să vezi. O să vezi, stai liniștit, la Drajna. A venit poliția din Drajna după tine, dar tu te-ai dus pe acolo, te-ai întors. Am stat de vorbă cu poliția și am zis, lasă că ne ducem pe jurisdicția, ia Lomița. Bravo. Și am venit după tine și te-am prins. De ce te-ai ținut după mine până acasă? Păi nu uite, da, mă, că eu acum mă duc pe alții. Să te ții după mine până acasă. Păi uite, aceea, termina aceea de la aici, mă duc mai departe, i-anunț pe toți. Găinile astea nu se mai vând. Păi nu mergem acasă acum. Tot mă iartă, sună, dă pe interfon. Dă pe interfon, ia. Da, da, Fernando. Dar zomatele s-a filmat, man. Aole, DSV-ul, mare. Mare. Nu te prind lângă mine, că ai... Mare. Ce am, mă, ce am? Găini? Ia, fii atent, ia, fii atent, te duce la găinile lui, ia, ia. Auzi, n-ai voie să-mi ating mașina. Nu, ți-o ating, bă, că mă contaminez. Dă-te de acolo. Dar stau de vorbă cu găinile, ia. Vino, mă, cu asta, stă-mi. Ia, 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 auziți-le, ia.